Unele persoane îmbătrânesc din cauza durerii și a greutăților, nu doar prin trecerea timpului. Ai nevoie să simți durerea pentru a-ți cunoaște limitele. Și trebuie să îți cunoști limitele pentru a te descoperi pe tine însuți. Să accepți durerea este o sarcină grea, pe care numai cei mai curajoși și mai puternici dintre noi o pot îndura. Este nevoie de mult curaj și perseverență să continui să lupți, chiar și atunci când toate părțile corpului tău îți cer să renunți. Dar când descoperi acea putere în tine, nimic nu te poate doborî. Niciun obstacol, nici o încercare sau eșec nu te poate opri să devii cine ai fost menit să fii. Acceptarea durerii nu este ceva simplu. De obicei, vrem să evităm lucrurile care ne fac să ne simțim rău și să căutăm confortul. Dar de multe ori, tocmai când simțim durerea cea mai mare, avem șansa să creștem, să devenim mai puternici și să ne transformăm. Atunci când învățăm să acceptăm durerea, devenim mai rezistenți, la fel ca un mușchi care se întărește când facem exerciții. Capacitatea noastră de a trece peste momentele grele și de a depăși problemele devine mai mare de fiecare dată când ne confruntăm cu durerea. Înțelegem că trebuie să ne adaptăm, să luptăm și să găsim un sens în haosul vieții. Adversitatea nu trebuie să ne sperie, ci să fie văzută ca o provocare pe care o putem accepta. Este o ocazie să arătăm cât de hotărâți suntem și cât de puternic este spiritul nostru. Prin aceste greutăți devenim mai puternici și învățăm să trecem prin momente dificile, fără să ne pierdem speranța. Chiar dacă ne simțim răniți și obosiți, ne ridicăm și continuăm să mergem înainte. Gândește-te la cei mai de succes oameni din istorie, cei care au reușit să facă lucruri mari, chiar și atunci când erau înfruntați cu dificultăți uriașe. Ei nu au ajuns acolo evitând durerea, ci acceptând-o. Au întâmpinat provocările cu hotărâre, au depășit limitele lor și au ieșit mai puternici ca niciodată. Durerea nu este semn de slăbiciune, ci de forță. Ea ne arată că ne depășim limitele obișnuite, că avem curaj să visăm mare și să ne urmăm scopurile cu hotărâre neobosită. Fiecare problemă, fiecare greșeală, fiecare moment greu este o șansă să învățăm și să ne dezvoltăm. Când depășim momentele dificile, descoperim ce putem realiza și cât suntem de puternici. Deci, vă încurajez să acceptați dificultățile, să înfruntați provocările care apar în calea voastră, știind că sunt oportunități de creștere pe drumul către succes. Îmbrățișează disconfortul, știind că este temporar și că pe cealaltă parte se află victoria. Amintește-ți, nu absența durerii ne definește, ci modul în care reacționăm la ea. Așadar, să îmbrățișăm durerea, să ne folosim de puterea ei și să ne ridicăm mai puternici, mai înțelepți și mai hotărâți ca niciodată. Lasă un comentariu și apasă butonul de abonare pentru mai mult conținut inspirațional și motivant. Pe curând!